ați venit la conferința de presă. Astăzi prezentăm încă un lot de candidați la funcția de primar la nivelul localităților județului Gorj, după cum urmează. Și le dăm pentru Bumbești Pițic, îl avem pe domnul primar pe funcție, Iarță. Deci îmi doresc să particip din partea PSD Gorj la primăria Bumbești Pițic. Vreau să finalizez investițiile care le-am început în primul mandat. Totodată vreau să obțin finanțarea la proiectele depuse pe măsura 72-76 în toamnă. Aceste proiecte au fost realizate nu numai de mine, au fost realizate împreună cu Consiliul Județean și cu colegii din primărie. Vreau să le mulțumesc pe această cale și vreau să mulțumesc și cetățenilor care mi-au dat primul vot. Vreau să-i rog să mă voteze și în al doilea, pentru că numai ei sunt cei care vor conduce la stabilirea cine conduce primăria Bumbești Pițic. Cetățenii sunt cei care vor conducătorii ai comunei. Succes și felicitări pentru ce ați făcut până acum. Mulțumesc. La Dănești, domnul Marcel Bun. Candidez pentru mandatul următor și urmarea faptului că în perioada 1990-2004 am mai îndeplinit această timp de 14 ani această funcție, după care am revenit la profesia de bază în învățământ, timp în care am avut posibilitatea să fac o comparație și să observ mai bine cam ce minusuri sau ce probleme mai importante cu care se confruntă cetățenii comunei noastre. În domeniul social-economic, urmarea unor litigii care le avem cu alte unități teritoriale de graniță, se pare că încă nu s-a finalizat procesul, dar se pare că am putea să pierdem suprafețe importante de teren agricol, care este baza economică a comunei, mă refer în zona Bucureasa și Botoroci, în vecinătatea cu municipiul Târgu Jiu. Mulțumesc Partidului Social Democrat că m-a onorat cu invitația de a candida din partea PSD-ului. Sper să nu-i dezamăgesc. Și faptul că m-am înscris în această competiție, m-am înscris ca să o câștig. Cunosc problemele administrației locale, făcând politică, fiind consilier local la al 5-lea, al 4-lea mandat. Urmează al 15-lea, al 5-lea. M-am înscris în această competiție, convins că există viață și după campania electorală, chiar dacă există și alți candidați, plec de la premiza că noi suntem competitori și nu adversari. Beneficiul va fi ca cel mai bun să câștige și beneficiarul final al acestei campanii să fie alegător. Am zis că, virgulă, cunosc problemele comunității locale, știu cu ceea ce se confruntă. Principala problemă este aceea lipsei locurilor de muncă și în acest sens voi veni cu toate serviciile care au fost externalizate, voi crea locuri de muncă, în sensul că voi oferi toate lucrările de C+M firmelor locale, având în vedere că ai posibilitatea până la 100.000 de euro să faci această invitație. La fel pentru cumpărările de materiale. Sunt convins că finalul va fi unul benefic pentru Partidul Social Democrat. Îi voi ruga pe alegători ca atunci când mă votează să voteze întreaga listă de consilieri, pentru că un primar nu poate să facă singur treaba și atunci trebuie să aibă alături de el un consiliu care să-i voteze proiectele. La fel, să voteze în continuare și lista de candidați ai Consiliului Județean, pentru că numai altfel putem să facem o politică în folosul cetățeanului. Eu vin pe funcția de primar în aceste alegeri. Am în derulare, vreau să trec direct ca să fiu mai scurt, în derulare niște proiecte foarte mari. Cu ajutorul Consiliului Județean am obținut să asfaltăm 39 de străzi laterale.
Avem de dat toate șansurile și podețele de intrări în gospodărie pe o rază de vreo 10 km, care se va derula în acest an. Avem un cinematograf care îl transformăm acum în locuri de muncă, cel puțin 25 fabrică de confecții și multe altele. În sănătate am deschis un centru de permanență, avem o microclinică cu ecografie, analize. Încă nu i-am dat drumul, sperăm să obținem aprobările de la Ministerul Sănătății ca să prindem contractul cu casa. Asta înseamnă că până pe 15 mai trebuie să avem aprobările toate. Încă o dată mulțumesc Partidului Social Democrat pentru încrederea acordată pentru candidatura orașului Țipi. Sunt primarul comunei Lipiri din 2008, de profesie medic veterinar. Am venit alături de echipa PSD Lipurici și PSD Gorj. Sper să am toată susținerea din partea dumnealor. Am și câteva simpatii la PSD Gorj. Sper și mulțumesc locuitorilor comunei Lipurici, cum a fost în 2008-2012, să mă susțină și în anul acesta, în 2016. Investiția majoră pe care vreau să o demarez și profesionalul domnului președinte, investiția de apă și canal, mai sunt 4 km de asfalt, reabilitare cămin cultural, un dispensar uman, reabilitare și modernizare, școlile arată destul de bine, lipsa copiilor. Eu mulțumesc echipei de la Gorj și să sperăm. A fost greu să vă convin, pentru că știți bine că am avut acea incompatibilitate, am avut termenul 15-a 3-a, aveam alte gânduri, dar văzând că și cetățenii și ceea ce am făcut eu până acum sunt lucruri care i-au mulțumit pe aceștia și mai bine trebuie să vă spun că auzind acea veste, în fiecare zi venim pe la birou, oamenii mă întrebau, dar de ce nu mai candidați, de ce nu? Domnilor, cred că e timpul să mai fie și alții și așa mai departe. Dar ce este, e mai mult și ce m-a convins mai mult că trebuie să fac acest lucru, că trebuie să creăm locuri de muncă. Trebuie să ne aplicăm asupra atragerii fondurilor private, să avem cât mai mulți întreprinzători în comună. Am făcut partea de public, deci zicem în 80-90% în procent și acum trebuie să trecem pe a asigura multă asistență și consultanță celor care vor să fie întreprinzători, pentru că știți bine că toate organismele în atragerea fondurilor europene până mai acum au fost reticente, au fost niciodată nu au fost aproape de cetățeni. Și noi, cei care suntem, am fost în administrație, știți bine, având atâtea probleme legate de infrastructură, era normal să ne aplicăm mult acolo, să creăm condițiile ca să putem după aceea să creăm aceste întreprinderi mici și întreprinderi mari. Eu știu pe diferite măsuri, cum e măsura 4.1, 6.2, 6.3 și celelalte măsuri. Sigur că mi-am dorit și acel lucru și m-aș și bucura dacă ai reușit ce mi-am propus, pentru că bunăstarea materială într-o comunitate nu este decât prin crearea de locuri de muncă. Și ăsta este atul meu și aici aș vrea să mă implic foarte mult pentru a sprijini acești tineri, pentru că o comunitate este într-adevăr bogată dacă are foarte mulți întreprinzători. Iar în rest, ce să zic, să fim sănătoși, să avem vorba aceea gânduri bune, așa cum spunea primarul de la Țiteni, este unul din prietenii mei și eu sunt unul din cei care am fost alături de conducerea centrală județeană pentru a-l atrage cu noi, pentru că este un băiat care merită să fie aproape de noi. Conduc Comuna Jupunești de 20 de ani, destinele cetățenilor din această comună. Cunosc foarte bine problemele cu care fiecare dintre ei se confruntă. Cunosc bine nevoile privind partea de dezvoltare și tot ceea ce înseamnă bunăstare, așa cum fiecare dintre cetățenii mei își doresc. M-am implicat pe parcursul acestor ani în rezolvarea multor probleme care vizau interesul comun al tuturor și, pe de altă parte, am făcut eforturi mari pentru realizarea unor proiecte de mare învergură și de care să poată să rezolve parte din probleme și să asigure climatul de bunăstare pe care locuitorii comunei pe care o reprezint și l-au dorit. Așadar, candidez astăzi anul 2016 din partea PSD. Merg în continuare pentru că sunt membru activ PSD. Îmi iubesc cetățenii din Comuna Jupunești, iubesc Comuna Jupunești.
Vreau ca proiectele mele să aibă rezolvare și realizare și mai vreau ca cetățenii mei să știe un lucru, că eu trăiesc și mor acolo între ei, îi iubesc și pentru acest lucru mă implic pe cât se poate în rezolvarea a tot ceea ce înseamnă problemă, fie mică, fie mare pentru ei în parte. Nu sunt de vorbe multe, eu sunt omul faptelor și încerc pe cât posibil să mă implic fără a face promisiuni de șarte. Promisiunile, de altfel, noi știm că ele uneori sunt minciuni și mâine, poi mâine, rămân nerealizate. Așadar, eu merg pe a le spune cetățenilor din Comuna Jupănești că îi respect, că mă voi implica în viața comunității cât se poate de mult, că voi rezolva cât se poate de bine problemele cu care ei se confruntă și, de ce nu, voi veghea la liniștea fiecărei acestea. Mă numesc Ovidiu Pungan, sunt primarul localității Bălănești, o localitate foarte aproape de municipiul Târgu Jiu. Am hotărât să candidez în mandatul următor 2016-2020 din partea Partidului Social Democrat. Este alegerea mea, nu m-a forțat nimeni. Aici mă regăsesc lângă această echipă deosebită, lângă oamenii de calitate care sunt în PSD. Am o experiență mică în administrație, circa 4 ani de zile, dar exact cum domn primar de la Bustichin mi-a spus că mă va crește, vreau să mă crească cu încredere și voi demonstra că voi face chiar și mai mult decât a făcut dumnealui. Am venit în Partidul Social Democrat datorită faptului, chiar dacă am candidat din partea Uniunii Naționale a Progresului României, sprijinul cel mai mare l-am avut tot din partea Consiliului Județean, unde domnul președinte și ceilalți ai Consiliului Județean m-au susținut în proiectele care le-am în derulare în localitatea Bălănești. Am o serie de proiecte din Programul Național de Dezvoltare Locală și proiecte depuse pe fonduri europene, în care voi avea susținerea Consiliului Județean și această apropiere familială colegii primari din Partidul Social Democrat. Chiar dacă am făcut această alegere să candidez din partea Partidului Social Democrat, nu voi dezamăgi cetățenii. Nu am făcut-o pentru mine personal ca să-mi fie bine, ci din contră cetățenilor care îi reprezint. Iar cetățenii, cu siguranță, trebuie să aibă încredere în mine, cum mi-au dat girul acum 4 ani de zile, trebuie să mă susțină în continuare pentru proiectele care le avem în derulare. Vă mulțumesc! Numele meu este Cristina Cilibiu, sunt actualul viceprimar al orașului Turceni și viitorul primar al orașului Turceni. Am ales să fac asta pentru că am descoperit ce este important pentru mine. Așa cum zicea un mare filozof, majoritatea oamenilor descoperă ce este important pentru ei în viață abia după ce îmbătrânești nu mai pot schimba ceva. Eu nu am vrut să fie și cazul meu. Am descoperit ce este important pentru mine. Îmi doresc ca orașul în care m-am născut, am crescut și în care locuiesc, Turceniu, să devină un oraș dezvoltat, un oraș curat, un oraș cu oameni fericiți pentru că merită lucrul ăsta. Știu care sunt nevoile și alături de o echipă de oameni tineri dorim să construim un oraș al viitorului. Un oraș important, un oraș dezvoltat, așa cum bine știam, un oraș cu oameni care să trăiască fericit și în armonie. Ușor nu o să fie, eu știu lucrul ăsta, dar nimic nu este imposibil. Deviza mea este dacă vrei poți și sunt sigură că voi reuși. Și mulțumesc de asemenea doresc să mulțumesc Partidului Social Democrat pentru susținere și în special domnului președinte. Mulțumesc frumos! Bună ziua! Mă numesc Mangu Adrian, sunt primarul localității Bărbătești și am venit azi în fața dumneavoastră să vă anunț că o să candidez la încă un primar din partea Partidului Social Democrat. De aceea țin să mulțumesc Partidului Social Democrat că m-au acceptat în marea familie a tuturor și în sfârșit am ajuns în familia social-democrată, am avut mai multe tentative de a ajunge în marea familie, dar acum 8 ani când am intrat eu în politică la Bărbătești, în Partidul Social-Democrat, nu era loc. Am luat așa pe o colite, prima oară în USL și după aceea, iată, sunt în marea familie a Partidului Social-Democrat. O să mai candidez la încă un mandat pentru Primăria Bărbătești, deoarece am în derulare mai multe proiecte de anvergură, începând cu canalizarea, terminând cu dezvoltarea sau reabilitarea căminilor culturale, cu asfaltarea diferitelor străzi
și nu în ultimul rând am demonstrat că cetățenii Comunei Bărbătești pot fi tratat cu respect, cu zâmbetul pe buze, de câte ori au venit în fața primăriei sau în fața Consiliului Local. Țin să mulțumesc și Consiliului Local Bărbătești, că fără dumnealor nu puteam realiza nimic. În continuare, cetățenii o să fie tratați cu același respect pe care îl port și cu aceeași onoare pe care dumnealor mi-au dat-o ca să îi reprezint. Vă mulțumesc! Mă numesc Iulescu Vasile, sunt candidatul Partidului Social Democrat. De fapt, am fost și rămân candidatul Partidului Social Democrat. În ciuda altor discuții, vreau să vă spun că nu sunt trădător, sunt fidel partidului și, în general, sunt fidel. Deși am avut foarte multe oferte, știți situația care a fost, n-am trădat și nu voi trăda niciodată Partidul Social Democrat. Deci, candidez pentru un mandat este foarte simplu. În primul rând, am pus și pun mai presus de orice cetățeanul Comunei Stănești. Problemele cu care se confruntă și, bineînțeles, cât se poate ridica la nivelul de trăiere al acestora. Cum spunea și ceilalți primari, o problemă foarte importantă este crearea locurilor de muncă. Vreau să spun că prin proiectele europene am creat și locuri de muncă. Am impus societăților din zona Comunei Stănești, oficilor și celorlalte exploatări de lemn, să angajeze cetățeni din Comuna Stănești. Și în mare parte s-a rezolvat problema. Sunt peste 30 de angajați, plus cei care sunt pe fonduri europene prin acele programe europene. Vreau să vă spun că în 2012 am finalizat un proiect european de 2 milioane jumate de euro, un proiect integrat. Am realizat o canalizare la 4 state, Măzurei, Călăși, Bălan, Obreja, alimentare cu apă. De asemenea, am modernizat un drum de 145 turbe în Vaidei pe 3 km jumate. Am făcut achiziții de utilaje, echipamente IT, echipamente de fapt, costume populare și instrumente muzicale. Și bineînțeles că am proiecte în derulare. Vreau să vă spun că 2014, cu sprijinul domnului președinte și a domnului ministru de atunci al dezvoltării, domnul Dragnea, am promovat foarte multe proiecte. Valoarea acestora sunt de peste 300 de miliarde, în condițiile în care bugetul local al Comunei Stănești este de 4 miliarde, 5 miliarde maxim. Asta înseamnă normele europene. Aceste investiții nu puteau fi realizate poate în 20-30 de ani cu bugetul care îl are Comuna Stănești. De asemenea, acest buget, vreau să vă spun că noi asigurăm transportul gratuit al elevilor din anul 2000 de când sunt primar. Am reabilitat școli. Avem o grădiniță, poate de ce spunea domnul candidat de la Dănești. Vreau să spun că la Stănești, grădinițele și școlile, cu excepție școala de la Stănești, unde și acolo să facem un grup social modern, au cu grupuri sociale moderne, cu apă, conform normelor europene. De asemenea, vreau să vă spun că avem am realizat un centru de informare turistică în valoare de 9 miliarde și 400 de milioane. Este finalizată lucrarea, avem o alimentare cu apă de vreo 33 de miliarde pentru statele Vaidei, Culpen, Alesen, Stănești, care va fi finalizată în luna mai, poate chiar și mai devreme. Bună ziua, mă numesc Turcela Laurențiu și sunt viceprimarul Comunei Relești. Sunt de 4 ani viceprimar și cunosc destul de bine problemele comunei și ale cetățenilor. Mulțumesc Partidului Social Democrat că m-a susținut pentru candidatura la funcția de primar pentru Comuna Relești și îmi doresc acest lucru pentru a-mi pune în continuare toată priceperea și experiența mea în slujba cetățenilor. A cincea conferință de presă cu a cincelea lot de primar. Înseamnă, până la ora actuală, prezentarea candidaților noștri la 59 de localități, nu? Da. Mai avem de prezentat 11 localități. Sper ca marța viitoare, însă nu ne vom grăbi, chiar dacă va mai rămâne o rând, să prezentăm și candidații pentru localitățile rămase, încât să ne apucăm după aceea de ce înseamnă echipa PSD, care să fie pregătită odată cu declanșarea campaniei electorale, să fie mereu, așa cum a fost de fiecare dată, în mijlocul cetățenilor. De fapt, asta este campania pe care o facem, cu prezentarea la zi a activităților realizate și desfășurate de către primarii
în exercițiu și cu proiectele noi pentru fiecare localitate în parte și mulțumim de Dumnezeu că avem la nivelul Partidului Social Democrat viziune, avem la nivelul Partidului Social Democrat calitatea resursei umane bine cunoscută și care este mereu, mereu aproape de cetățeni. Suntem optimiști că în alegerile din 2016 Partidul Social Democrat va fi câștigătorul alegerilor cu majoritatea primarilor și Consiliul Local și Județeni. Și cu asta fiind zise, pentru astăzi eu vă mulțumesc.